Salut băieți, bine v-am regăsit la MC de Samp, eu sunt Zerson, suntem pe OG Times, la casa aici, dacă vreți băieți să veniți cu un rent la casa mea, casa 365, vă aștept aici cu drag. Am zis că o să dau niște bani la rentări, am spus, dar nu am făcut asta. Trebuie să momentan am 5 aici, hai să dăm la toți băieți ăștia, dăm la toți de aici bani. Dăm câte 10 caca așa, să fie treaba. Bun băieți, dacă mai vreți episoade în continuare cu Sam băieți, nu uitați să lăsați un like la acest video și să vă abonați, să facem cât mai repede 5k abonați, pentru că la 5k abonați vreau să facem încă un giveaway mai mare așa, cel mai mare de până acum pe canal zic eu și printre cele mai mari după OG Times. Bun, stați așa, alea, să iau de aici idu. 120, 125, 240, 3, 4, 4, 6, așa, și atâta, astea sunt, bun. Transfer. Stai să facem altfel. Așa, să copiez doar astea. 10, hai să dăm 20. 20, doar așa, de data asta, pentru că... vreau să fie așa mai ca de început de casă nouă așa. Am făcut aseară giveaway, extrageri la giveaway. Am dat premiile tot. Toc, dăm și noi așa. Transfer 20. Am făcut extrageri la giveaway. Nu am fost chiar multe persoane pe live, dar asta nu-i problema mea. Cam din toți care s-au înscris la giveaway am fost jumate pe live. Gen șansa asta a micșorat la jumate și mai multe șansa nu s-a micșorat, a crescut cu jumătate sau ceva gen, mă rog, na. Gen dintr-o sută de persoane am fost doar 50 și înseamnă că erau mai multe șanse de câștig. Transfer. 125 am dat aici. Și n-au câștigat băieți, am mai făcut încă un giveaway pentru Tyrant Filmix. Transfer. Am mai făcut un cu un giveaway, gen, am mai dat un bulet mai gen stoc așa. Dar na, am zis așa că pentru ceilalți care au rămas după ce s-a terminat eventul, a câștigat Amy acel giveaway, dar mă rog, nu contează cine a câștigat, contează că na, am vrut să vă mulțumesc așa pentru că ați rămas pe live până la sfârșit. Bun. Am dat aici la toată lumea. M-am gândit așa un pic, nu știu încă, o să mai fac un video atunci ce a făcut frate. Băi, bun, am zis că o să fac un giveaway mai... cu prime mai mari. M-am gândit așa, prima dată la un KKK jumate primul loc, un KKK și după 500 KKK, dar așa ar veni vreo 3 KKK. Dar dacă o să primesc ajutorul staffului OG Times, cum spun și prin beneficiile după forum, am făcut un ticket așa, să văd niște treburi și dacă aș primi ajutorul, aș face cu 2 KKK, un KKK jumate și un KKK. Să cresc un pic, na, cu 500. Momentan chiar nu am bani și până atunci poate o să fac ceva bani, vreau să vând niște mașini. Hai să mergem și noi la alt spate să vedem. Ia, hai să vedem, mergem după ăsta. Wanted. Ăla are 2. Mergem după ăsta să vedem pe unde. Bun. Așa. Și dacă aș primi ajutorul, aș face giveaway-ul ăla așa, dar tot la 5k, l-aș face 5k de abonați, mai sunt, 200, 210, depinde. Că acum YouTube-ul nu mai arată
exact suma de avans pe care o ai, dar eu aș putea, gen, am văzut că pot să o văd pe un pe chestii, pe aplicații pe telefon, după YouTube statistic, ceva gen, să numește, acolo pot să o văd suma exactă, dar, na, mă rog, acum se rotunjește suma și, într-un fel, e mai bine, într-un fel, nu, dar nu contează asta. I-am donat lui Răduc o sumă de bani și mi-a făcut o promovare și au făcut el un giveaway pentru PP-uri. Și na, toată lumea era obligat să dea subscribe la mine și așa. Și au mai venit ceva băieți de acolo. S-au mai strâns niște băieți și cu giveaway-ul ăsta pe care l-am făcut. Aveam 4480 de abonați. Cu ajutorul lui Răduc am făcut 4730 și na, de acolo am mai crescut cu giveaway-ul meu, foarte puțin, adică undeva la 60 de abonați. Dar asta nu e nicio problemă. Ușor poate o să cresc mai repede și na, dacă aș avea mai multe persoane pe live, aș face live și mai des. Gen, cam să am cu cine comunica și pe cine ajuta. Să mai facem un giveaway, mai aia. Bun. Acum sper să strângem suma de 5.000 abonați cât mai repede, ca să facem giveaway-ul. Mă rog, așa să zic, nu știu cam cât ar dura, dar va dura un pic. Bun, uite. O să aveți 5 de coduri în descriere, vă aștept cu rând la casa mea. Ați văzut că o să primiți câte 10 caca a fiecare, tot așa probabil o să dau la 5 rentări sau la 3, depinde dacă o să depășim 10 rentări sau o să fim 10 rentări activ când filmez eu, o să dau la 5, dacă o să fim mai jos, o să dau la 3. Bun. Nu se duce băiețașul ăsta, frate. Să nu se ducă, dacă duce Bayside și mă fugărește așa peste tot. Mai am un pic de raport de făcut, adică mai am un pic, mai am 3 zile. Sunt un pic și răcit. Dar am zis să filmez că n-am mai postat vineri, n-am postat niciun episod. Am zis măcar acum luni să postez un episod și na. Frate, ce mai fugi omulețul ăsta, mă. Poate curând o să filmez și o să filmez un episod și, eu știu, cu o echipă de robere, să văd dacă o să am ocazia. Că eu v-am mai spus că mai mereu mă joc și alte treburi. Ce face, frate? Ce făcea ăsta, mă? Vorbea cu el? Lăsă, hai. Vin cu inv. Nu știu ce spunea băiețașul ăsta. Ce vorbeau ei aici. Dar eu i-am cam tras în roată, am văzut. Acum nu știu cum deprinde băiatul ăsta viteza asta. La energie, dacă e dată pe spate, e jale. Paleta energie. Ce face asta? Mai repede merg eu decât el. Dă-te o leacă cu metri. Dacă nu faci nimic, ești obraznic. Ești super, hai valea că îți pute gura și nu-mi place. Ce face, frate? Mai am un punct, fumă, mă doare pe mine undeva, frate.
Pam, pam. Ce faci? Trage mine? Nu vezi. Bun. Am filmat 10 minute până acum, băiți, am făcut un punct. Băi, eu zic că rămâne aici. Fac și un postul ăsta. Bun băieți, cam acesta a fost episodul, am fost zero, să mulțumesc pentru atenția acordată, nu uitați să dați un like, aveți în codul în descriere, vă ajut acolo dacă vreți să vă apucați de server, primiți bonusuri și na, ne revedem data viitoare cu alt episod, cel mai probabil miercuri la ora 7 seara. Vă salut băieți!